valiza la ușă. Dacă ați auzit de Ucraina și de istoria recentă a Ucrainei, sigur ați auzit de valiza la ușă, care nu este doar o metaforă, ci este o realitate. Când mă gândesc la valiza la ușă, mă gândesc la oamenii care în cel mai concret mod stăteau cu valiza la ușă pentru că nu știau când va suna alarma și va trebui să coboare în adăposturi sau pur și simplu va trebui să plece. Iar când e vorba de valiză la ușă, te gândești, oare ce pui în acea valiză? Oare ce aș pune eu într-o valiză dacă ar trebui să am o valiză la ușă? În vremurile acestea pe care le trăim și care sunt cataclismice și apocaliptice, ar trebui să ne preocupe probabil cum fugim, dacă trebuie să fugim. Ce punem în valiza pe care o avem cumva la ușă sau dacă cumva, cum am aflat, că au supraviețuit unii, au plecat cu hainele de pe ei pur și simplu. Și unii chiar au supraviețuit o vreme doar cu ce au reușit să pună pe ei în ultima clipă. Noi suntem în aceste vremuri, dar mai degrabă avem preocupări în a construi, în a avea, conjugăm mai bine verbul a avea decât verbul a fi. Cu șăgălnicie, spunea cândva fratele Gheorghiță, uitându-se la case, spunea, las că o să ardă toate cu trosnet, numai că unele o să ardă mai mult și mai frumos. Vedem bine însă cum construcții absolut impresionante au ars în mai puțin de 5-10 minute. Deci valiza la ușă ar putea însemna un comportament de naufragiu. Ce pune moare în valiza care stă la ușă și cu care poate că reușim să plecăm? Aș spune că punem valorile familiei. Ce prețuiește familia mea, familia ta? Care este povestea de viață care se duce peste generații? Ce este de mare preț în familia mea? Zidurile? Casele? Conturile? Garderoba? Mașinile? Sau ceva ce transcende toate aceste realități care fac parte din viața noastră? Pentru că dincolo de ele ar trebui să rezide o valoare. Ce facem cu ce avem? În ce investim valorile noastre? Poate că am pune poveștile de viață. Fiecare familie are un narativ dominant, are mai multe povești sau are o poveste de viață pe care o duce din aproape în aproape și dacă începem să și respectăm ce spune Scriptura, că ar trebui să povestim și să dăm poveștile noastre de viață, mai ales acele povești ale izbăvirii, cum Dumnezeu a fost cu noi în diverse instanțe, cum ne-a arătat bunătate, credincioșie. În valiză am putea să punem modele. Fiecare familie are un model care se perpetuează, are acel script, acea instanță în care la noi lucrurile se fac așa. În casa noastră, în familia noastră, lucrurile se fac așa.
Eu uneori cu îndrăzneală spun că ai noștri copii sunt condamnați la model. În terapie noi vorbim despre acel internal working model. Ce ai văzut, ce ai trăit, ai incorporat într-un anume fel și duci cu tine modelul. Duci cu tine tiparele și te trezești poate într-un mod șegalnic și caragios că faci ce făcea mama, că faci ce făcea tatăl, că te trezești în anumite circumstanțe, că pur și simplu reproduci anumite tipare comportamentale. Acum cu valiză la ușă, cu valiză sau fără valiză, că nu se știe cum te va prinde ceasul încercării, ce poți să iei într-un fel de seif interior pe care tu, doar tu, va trebui să știi cifru și va trebui să nu uiți cumva cifru și să știi să-l deschizi la vremea încercării, pentru că, de fapt, cu valiză sau fără valiză, în ceasul încercării te poți salva de ce este din afară și cel mai cumplit este când va trebui să te salvezi de ceva ce este înăuntrul casei tale sau înăuntrul tău.